De la mijlocul anului trecut, Orheiul nu contenește să uimească lumea cu diverse acțiuni și evenimente generate cu regularitate de către autoritățile locale. Una din primele inițiative ale celor care au ajuns la cârma orașului după alegerile din iunie 2015 a constat în ieftinirea apei pentru orheieni. Primăria Orhei nu s-a zgârcit să emită comunicate despre această ieftinire, iar televiziunile și portalurile informaționale nu au întârziat să răspândească vestea. Știrea despre apa din Orhei a reușit să treacă chiar și Prutul. Din momentul valurilor pe care le-a ridicat ieftinirea, s-a scurs o jumătate de an. În acest timp, în oceanul de vești pozitive și laudative despre cum noua putere orheiană se preocupă de una din problemele sociale importante ale orășenilor, s-au infiltrat și insulițe de opinii sceptice și chiar bănuitoare, privind scopul acțiunii de ieftinire a apei pentru o parte din consumatorii regiei Apă Canal Orhei S.A. Amintim că pe 10 septembrie trecut, la inițiativa primarului Ilan Șor, Consiliul Orășenesc Orhei a decis ca locuitorilor orașului să le fie compensate cheltuielile pentru apă și în baza deciziei respective, Regia Apă Canal Orhei a început să acopere din cont propriu 50% din prețul unui volum de apă de până la 4 metri cubi. Peste mai puțin de două săptămâni, pe site-ul primăriei, dar și în multe mass media, era deja citat noul director general interimar al Regiei Apă Canal, Victor Perțu, care afirma că compensarea a devenit posibilă datorită faptului că s-a reușit reducerea pierderilor pe apeduct de la 43% la 31% și conectarea mai multor consumatori la rețelele de apă și canal. La sfârșitul primei luni de la instalarea sa în funcție, primarul de Orhei, Ilan Șor, a făcut mai multe promisiuni radioase. În cadrul ședinței Consiliului Orășenesc din 30 iulie 2015, Șor anunța între altele că de la 1 august, pentru persoanele fizice din orașul Orhei, prețul apei va fi redus cu 50% în limitele volumelor consumate de ei anterior. Deci, 1 augusta, cena na vodu v Orhei bude snižena na 50% для физлиц тех объемов, которых они потребляли. То есть с превышением, допустим, если человек потреблял 3 куба, потребляет 4, то за 3 куба он будет платить 50% цены, за 1 куб он будет платить по тому тарифу, который как бы... În seara aceleiași zile, Ilan Șor a fost protagonist al unei emisiuni la un post de televiziune din Chișinău și al unui comunicat de pe site-ul primăriei Orhei. Astfel, în Orhei, tariful la apă pentru toate persoanele fizice va fi subvenționat în proporție de 50% din sursele proprii ale Apă Canal Orhei, din data din 1 august. Peste câteva zile, informația despre compensarea prețului apei a apărut și pe site-ul Apă Canal Orhei. Cei drept, întreprinderea anunța că compensarea a 50% din tariful apei furnizate persoanelor fizice va fi făcută de primăria Orhei. După ce conținutul anunțului a fost observat de presa locală, acesta a dispărut din categoria știri, dar la categoria tarife, până în prezent, rămâne înscris că compensarea se face de primărie. Concomitent cu lansarea noutății despre ieftinirea apei, primăria a mai avut o inițiativă de a schimba conducerea Apă Canal Orhei. Un jurist din Chișinău, Victor Perțum, l-a înlocuit pe directorul general al întreprinderii, Mihail Chiperi. Rocada a fost făcută în cadrul susmenționatei ședințe a Consiliului Orășenesc, unde s-a luat decizia de a-l suspenda din funcție pe Chiperi pe 3 luni, perioada în care să fie desfășurat un audit. Nu merge vorba așa. Dacă merge vorba așa, deci faci un audit normal cu înscris ce document trebuie să prezentați, la șu, ăsta, proiect, sub semnătură, și faci așa cum este legea de a face un audit până la urmă. Eu nu sunt de acord să îmi pun cerere și mă duc. Orașul nu are nevoie de mine, pun cerere, la revedere și mă duc. Pur și simplu obișnuitor, că aș rămâne încă în întreprinderea asta, măcar la orice post. У меня с господином Киперием был разговор до нашего совета за 5 минут. Я сказал, что я прошу о том, что господин Киперием будет найдена какая-то форма, чтобы он не уходил с предприятия, чтобы он оставался постоянно предприятием. Но на время аудита исполняющий генеральный директор будет, значит, представитель примарии. Но на время аудита я прошу поступить образом таким, как удобно мне, как менеджеру, что я управляю сегодня этим, и этими предприятиями в том числе.
A doua zi, primarul Ilan Șur a și dispus efectuarea auditului la Apa Canal. Misiunea le-a revenit colaboratorilor întreprinderii de stat Centrul de Evidență și Evaluare. Pe primul loc în lista colaboratorilor auditori a fost inclus Viorel Dandara, care puțin peste o lună a devenit viceprimar al orașului Orhei. Între timp, fostului director general Mihail Chiper i-a fost acceptată cererea de demisie și acesta a devenit director comercial, iar actualul director general interimar, Victor Perțu, spune că la sfârșitul lunii ianuarie 2016, la întreprindere încă nu sunt cunoscute rezultatele auditului. Noi am prezentat toată informația echipei de audit. Eu nu am văzut rezultatul final și nu pot vorbi acum despre rezultatul final. Eu am văzut preliminar câteva propuneri pentru îmbunătățirea activității venite din partea echipei de audit. În ce constă? Optimizarea cheltuielilor în ceea ce se referă la, de exemplu, reparația transportului, reparațiile curente și așa mai departe. În altă ordine de idei, Victor Perțu a mai relatat că întreprinderea are aproape 200 de angajați, care primesc un salariu mediu lunar de 4.100 de lei. Salariul directorului general interimar este de 12.300 de lei, iar cei doi directori, comercial și respectiv tehnic, primesc cu 20% mai puțin. Rambursarea creditelor luate de la doi finanțatori străini se face de două ori pe an și va continua până în anul 2039. Timp de o săptămână la rețelele de canalizare există se conectează câte 7-8 abonați noi persoane fizice. Prețul lucrărilor de conectare pornește de la câteva sute și poate ajunge la câteva mii de lei, aceste lucrări fiind îndeplinite inclusiv de către Apa Canal Orhei. Directorul general interimar declară și la începutul anului curent că pierderile întreprinderii s-au redus, dar vorbește acum despre 32-35% și nu despre 31% ca cifra pierderilor pe apeduct pe care a enunțat-o cu 4 luni în urmă, pe la începutul activității sale la regia Apa Canal. Cu mai bine de 4 ani în urmă, întreprinderea a fost reorganizată din municipală în societate pe acțiuni. Consiliul Orășenesc Orhei deține întregul pachet de acțiuni al întreprinderii. În afară de echipa de management, întreprinderea are un consiliu de administrare constituit din 5 persoane. Cea mai mare parte a apei furnizate de întreprindere provine de la izvorul Jeloboc, situat aproape de Orhei în comuna Piatra. Această apă este considerată a fi cea mai bună în Republică. Datorită proiectelor investiționale finanțate de Banca Mondială și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, orașul Orhei a fost integral acoperit cu rețele de apă și în proporție de 80% cu rețele de canalizare. La apeductele construite de regia Apa Canal în anii 2013-2014 au fost conectate satele Piatra, Pohorniceni, Pelivan, Mitoc, Seliște, Luca și Euca. În anul 2013 a fost dată în exploatare o stație de epurare unică bazată pe tehnologii ale zonelor umede. În anul 2011, regia Apa Canal Orhei întâmpina dificultăți financiare în achitarea creditului oferit de Banca Mondială. În același an, în conformitate cu o decizie aprobată de Consiliul Orășenesc Orhei încă în anul 2010, tariful apei a fost dezamorsat, ajungând la unul din cele mai mari nivele în Republică, 16 lei și 20 de bani per metru cub. Cu un an în urmă, regia Apa Canal Orhei raporta că are în jur de 13.000 de abonați la categoria populație și că în anul 2014, din totalul de apă dobândită, pierderile au constituit 39%, fiind în descreștere față de perioadele precedente. Chestiunea ieftinirii apei în orașul Orhei nu a stârnit doar urale, ci și îngrijorări pentru consecințele generosului gest al edilelor orășenești făcut pe seama unei întreprinderi care are angajamente financiare serioase față de creditori străini. În ședința Consiliului Raional Orhei din 21 septembrie 2015 a fost amintit că Consiliul Raional a garantat o parte din creditele în sumă de 4 milioane de euro, care au fost oferiți regia Apa Canal în cadrul proiectelor investiționale de către Bert și Banca Mondială. Consilierul Oleg Vasilcan a declarat că din cauza compensațiilor, Apa Canal riscă să suporte pierderi și să nu poată rambursa creditele. Să nu spunească că se acumulează, sunt două întrebări aici. Că se acumulează datorii la Apa Canal și pe urmă datorii asta cineva cumpără prin acție
Дальше кто-то за один день становится владельцем АПК-канала. Есть и аут-метода. Так и предсла АПК не базированы на каких-то экономических расчетах, значит, а София первый. Первый жили пиурмен, ей на асапация кита прочейте лабер, а с консультирами говорили. Шаной, как и консилиум районал, с интем гаранцы, а сапульный секестру. În ședința Consiliului Raional Orhei din 17 decembrie 2015 s-a propus ca în Consiliul de Administrare al Regiei Apa Canal să fie delegați trei consilieri raionali, care s-ar opune încheierii unor contracte îndoielnice și ar veghea asupra stării financiare a întreprinderii. Despre o înțelegere la care ar fi ajuns cu conducerea primăriei Orhei privind introducerea în Consiliul de Administrație a reprezentanților Consiliului Raional, a vorbit președintele raionului Tudor Golub. Primarul și viceprimarul, ei, în principiu, sunt de acord să includă reprezentanții Consiliului Raional în componența Consiliului de Administrare și cred că asta ar fi foarte logic, pentru că, dat fiind că noi suntem garanții acestui credit, trebuie să monitorizăm mai din aproape ce cum evoluează regia pe canalul. Acum, dați întrebarea asta să ne gândim. Din ușor să vedem, coordonăm, acolo trebuie făcut schimbări în statut, nu e așa. Etic 5. Членов в регламент поменять на 8, на 9. Для чего это нужно? Потому что в случае перечисления денег, в случае заключения контрактов, это проходит через консилиум административ. Ideea privind modificarea componenței Consiliului de Administrație nu este agreată de către Victor Perțu. Ce dorește Consiliul Raional? Iarăși, după părerea mea, dacă punem trei consilieri regional într-un consiliu de administrare de 5 oameni, nu vă pare că eu să aibă majoritate? Suplimentar. De revăzut numeric. Suplimentar asta trebuie modificat statutul societății pe acțiuni. Adică nu vedeți raționament pentru... Nu că nu vedeți raționament. Eu nu văd raționamentul propunerii date venite din partea Consiliului Regional. Că nu știu care a fost motivația, dar din câte am înțeles de la primăria orașului, motivația e că să verifice fluctuația bănească. Păi asta pot să fac oricine. Accesul la informație este de oricine. Scriem cereri și noi prezentăm toate informații. Eu sunt deschis la asta. Printre persoanele mai sceptice în privința ieftinirii apei la Orhei se numără și alți consilieri raionali, Valeriu Covaș și Vasile Roman, care într-o emisiune la radio Orhei au opinat că dacă pierderile se micșorează, nu ar mai fi nevoie de compensații. Orice reducere sau mărire trebuie să fie argumentată, inclusiv și la apă, și la canalizație, și urși care pot să facă niște propuneri populiste. Când micșorează, când mărește, sau chiar când le micșorează. Care sunt consecințele? Consecințele de noi credeți. Pentru Consiliul Raional, inclusiv care a garantat. La momentul când a garantat, nu erau ideile ca să aducă niște compensații sau să micșoreze. Deci, mâine pe mâine, într-adevăr, te trezești cu clădirea Consiliului Raional vândută. Problema e destul de complicată cu viitorul regiei AP-Canal. Și, desigur, cu grantul de la Consiliul Raional Orhei. Ar fi necesar ca să nu fie așa de mari pierderi. Și eu cred că dacă nu vor fi pierderi, nici nu vor trebui compensațiile. Va fi un cost sau un preț normal sau un preț adecvat, zic eu, a apei și a canalizației. Și nu va fi necesar de această compensație. Pentru că dacă să fie așa un preț cum e acum stabilit acolo, oamenii mâine pe mâine o să zică de apeducte plasate. Pentru că, într-adevăr, acolo mai mult sărăcie, oamenii trăiesc mai greu. Oricum, Victor Perțu susține că în prezent întreprinderea este într-o situație financiară bună și că rambursarea creditelor internaționale se face conform graficului, cu toate că diferența cursului valutar este în detrimentul întreprinderii. În același timp, el nu vede o problemă în suma de 180-200.000 de lei pe lună, care pe an se ridică la peste 2 milioane de lei și care se datorează compensării prețului apei consumate de orășeni. Dimpotrivă, directorul APA Canal Orhei spune că pe termen scurt, compensațiile sunt benefice întreprinderii. Dacă ați avut dialog cu creditorii străini, Banca Mondială, Berdu, nu au avut unele reproșuri sau obiecții sau nemulțumiri de legătură cu faptul că, iată, din contul întreprinderii se compensează
pe seama asta se mai subțiază bugetul întreprinderii? Nu. Că de regulă ei sunt rigizi în privința asta. Deci creditul e contractat prin Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului și noi am avut scrisori de parte la toate autoritățile centrale. Chiar în primele zile, deci presa a interpretat cum interpretează ca de fiecare dată, că noi am modificat tariful. Deci noi tariful nu am modificat. Noi am acordat niște compensări. Și iarăși vă zic compensări care pe termen scurt aduc beneficii întreprinderii. Bun, pe termen lung, posibil, noi să avem cândva pierderi. La acel moment, de noi socotim că lucrul în domeniul ăsta nu mai merge. Și respectiv, noi stăm numai la pierderile ăștia, 180 de mii, 200, cât ar fi. Vom menționa ca fiind benefică pentru întreprindere și o decizie pe care Consiliul Orășenesc Orhei a aprobat-o la sfârșitul anului 2015. Pe 10 decembrie, edilii orășenești au pus Regia Apă Canal Orhei în rând cu întreprinderele municipale pe care le-a scutit de plata a 10% din profitul net anual la bugetul local. În ce privește încasările întreprinderii pentru serviciile de apă și canalizare prestate populației și agenților economici de Regia Apă Canal, Victor Perțu menționează că timp de 3 luni acestea au crescut cu 4%, chiar și luându-se în calcul compensațiile oferite populației. Cum e posibil? Prin condiționarea compensației cu conectarea la canalizație, care a început să fie aplicată din 1 noiembrie 2015. Altceva e că pe termen mai lung această condiție, care acum sporește încasările, nu va mai aduce foloase financiare întreprinderii. Asta pentru că rețelele de canalizare nu sunt infinite, iar numărul celor neconectați la ele nu este nelimitat. La începutul toamnei 2015, orheienii au început să primească facturi mai mici pentru apă. La acel moment, datorită unei mediatizări intense, deja se știa că pentru 4 metri cub se va plăti doar o jumătate de preț. Faptul că sunt scutiți de 50% din tariful foarte înalt, de 16,20 de bani per metru cub, evident nu putea să nu îi bucure pe locuitorii orașului. Un singur lucru, sau mai bine zis, un punct dintr-un regulament despre care acum directorul Regia Apă Canal Orhei, Victor Perțu, spune că este foarte important, le-a scăpat atât consumatorilor cât și presei. Este vorba despre o condiție din regulamentul cu privire la modul de stabilire și de plata compensației lunare pentru cheltuielile de apă furnizate de Regia Apă Canal Orhei S.A. Potrivit șefului Apă Canal, prin îndeplinirea acestei condiții, care a intrat în vigoare de la 1 noiembrie 2015, se și explică încasările în creștere de la serviciile pe care le prestează întreprinderea. Altfel spus, cei care nu vor să piardă compensația sunt nevoiți să se conecteze la rețelele existente de canalizație și să plătească lunar pentru un serviciu nou. În același regulament despre compensație, dacă să vorbim despre dânsul, au fost pus 3 puncte obligatorii pentru a primi compensația dată. Nu știu cine nu sunt la ele, dar ele sunt. Prima este să nu ai datorii ca să primești compensația. A doilea, să nu împiedici controlorului când vine la să-și efectueze atribuțiile de serviciu. Și a treia, care după mine este cea mai importantă, deci toți consumatorii persoane fizice care beneficiază de compensații și au posibilitatea de a fi uniți la canalizație, până la 1 noiembrie trebuiau să unească la canalizație. Din primești noiembrie încoace, dacă nu s-au cumpărat cetățenii consumatori de apă, la ultimul punct din regulamentul la care faceți referire, ați încetat să le acoperiți prețul apei? Da. Dacă ei acum, beneficiau de apă și nu vroiau să unească la canalizare, acum au fost într-un fel obligați să unească la canalizare. Până la urmă, asta e în beneficiul lor și pentru sănătatea lor. Iată, într-o jumătate de an, în 2015, cu cât a crescut numărul celor care s-au conectat la rețelele de canalizare? Inclusiv din cauza că nu mai pot beneficia de compensație. Din noiembrie nu pot beneficia de compensație, dar nu sunt... Cifre concret acum nu pot, dar pe zi sunt câte 7, câte 8 cereri pe zi.
Regulamentul la care face trimitere Victor Perțu nu este însă de găsit într-o astfel de sursă de informare, cum e site-ul Regia Apă Canal Orhei. Condiționarea compensării apei prin conectarea la canalizație apare doar la sfârșitul unei scurte știri, care a fost plasată pe site la 18 septembrie 2015 și care în decursul a 4 luni și jumătate nu a adunat mai mult de 150 de vizualizări. Într-o altă sursă de informare, site-ul primăriei Orhei, regulamentul poate fi găsit doar sub formă de proiect, publicat încă înainte de aprobarea deciziei privind compensarea prețului apei. La sfârșitul lunii septembrie 2015, pe site a fost plasată și decizia aprobată, pe când regulamentul nu. Asta în timp ce chiar în decizia de referință se spune că regulamentul trebuie să fie adus la cunoștința locuitorilor orașului prin publicare în sursele de informare. Cei care cu vreo jumătate de an în urmă dădeau vestea mare că orhienii vor plăti mai puțin pentru apă, au cam luat apă în gură în declarațiile lor publice privind legătura dintre compensație și canalizație. Nimic nu a spus despre aceasta directorul Regia Apă Canal Orhei Victor Perțu în comunicatul de la sfârșitul lunii septembrie trecut, care a fost pe larg citat de presă. Nimic nu a spus despre aceasta nici primarul orașului Ilan Șor în faimosul său raport pentru 100 de zile de activitate, pe care l-a prezentat la începutul lunii octombrie trecut și care a fost difuzat la un post de televiziune din capitală.